inside. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Está con pelo. Spawned you, spawned you. Está por ahí. Salutados, guys. Eu sunt Antigo. Asta este un build, un video de build pe care l-am și îl folosesc. Chiar dacă în 2-3 săptămâni o să nu o să mai fie valabile, poate văd câteva idei până atunci să folosesc câte ceva. Pentru build-ul ăsta folosesc tehnice. De ce? Pentru că pot folosi la acest M4, care este o replică, n-am găsit un M4 potrivit. Pot folosi acest laser pointer. Laser pointer îți activează pulsul. Îți pulsează pe ținta care o pui, adică pentru că pe mască folosesc Perfect Spotter, îmi dă 20% weapon damage pentru inamici pe care îi pulsez. Și atunci nu mai trebuie să folosesc ca skill pulsul, da? Și folosesc acest laser pointer. Pe armă mai folosesc 10. N-am încărcător de 20 de gloanțe sau 30, care e celălalt mai mare încărcător, 10 gloanțe extra, 500 critical hit chance și 20% stability, pentru că nu am alte moduri, n-am apucat să farmesc câte mi-aș dori. A doua armă folosesc Merciless-ul doar pentru al treilea talent, Brutality. Cât este în holster, când este în backpack, un glonț pe care îl tragi câte ținte are 5% șanse să-ți dea 100% damage ca explosive damage. Pe lângă chestia asta, dacă voi veți folosi pe backpack, cum nu am aici pe backpack spark-ul, atunci veți activa încă, nu știu câte acolo, 20% extra damage, nu mai simt exact. Deci vă mai dă încă un plus niște damage. Arma o folosesc, nu prea contează pentru mine, dar folosesc pentru al treilea talent 10% armor în timp ce încarci. Deci, cum am zis, folosesc masca o Gilagard cu 5% armor. Am pus skill power modificat pentru că așa am nevoie de 5 galbene ca să activez Perfect Spotter-ul cu un mod utility mod. Ce am uitat să menționez, pe acest build am pus ce piese am avut. Nu sunt cele mai perfecte piese, dar ceea ce am avut, am încropit build-ul ăsta. Pe vestă folosesc Pristine Example, care ce înseamnă? Înseamnă cu Perfect Vigilance ca și talent. Primești 30% weapon damage, dacă iei damage îți dezactivează buff-ul pentru 4 secunde. Adică dacă îți iei damage încerci să fugi, să nu iei damage timp de 4 secunde ca să ți se activeze din nou. Am și al două moduri, un offensive mod și un armură, puteți folosi orice alte moduri.
Da, ce este fain la vesta asta, pentru că cei 10% cu vesti, ai 30% total armă pe care am modificat de pe altă piesă și 13% weapon damage. Holster de face pentru 10% assault rifle damage și mi-am modificat eu 5% de devastating încă în plus damage cu un pic de health și skill power iarăși pentru a activa celelalte talente. Dacă aș fi găsit direct o piesă de genul cu devastating, mi-aș fi modificat, nu știu, health-ul cu altceva, poate mai mult health sau o altă variantă. Altă chestie ce am uitat să menționez, build-urile mele, mie îmi place să le fac pe damage, pe weapon damage, nu pe criticale. Deși majoritatea build-urilor care sunt cu criticale sunt destul de bune, în build-ul ăsta sau în build-urile care mi le fac eu prefer damage-ul direct. De ce? Din turnul încărcător de 30-40 de gloanțe ai 40% șanse ca acele gloanțe să fie criticale, șanse să fie critice și din alea 40% mai încă eu știu cât mai ai tu acolo 45% șanse ca acele gloanțe să fie critice. Deci din turnul încărcător de 40 de gloanțe poți să ajungi ca doar 15-18 să fie decisive. În schimb, pentru un damage direct, toate gloanțele care le nimerești dau damage. Deci dacă, să zicem, reușești să prinzi într-un adversar, eu știu, 25-30 de gloanțe, toate cele 25-30 de gloanțe au damage, nu sunt doar șanse de a avea un damage. Dar asta este părerea mea personală și asta este stilul cu care joc. Adevărul că mor destul de des, nu atât de, poate un pic prea mult, mai mult decât mi-aș dori, dar asta este. Ok, să continuăm. Pe Nipeds folosesc această piesă de Vyvanware cu Cloaked. Când cineva îți distruge armura, ai 10% skillurile lui sunt oprite, nu? Dacă îți folosește, eu știu, Stinger Hive-ul. Și ție un pic de damage și în momentul ce ți-a distrus armura, 10 secunde Stinger Hive-ul nu te mai atinge. Ci poți să fugi, să te ascunzi, îți pui o placă, un medkit sau poate atunci în alea 10 secunde poți tu să-l omori pe el. Dacă aș fi găsit, de exemplu, ceva cu Perfect Cloaked, care îți dă, așa, 15 secunde sau 20 secunde, nu mai țin minte, skillurile ar fi fost mult mai bine. Și am modul acesta de 5,5% pe total weapon damage. Și la fel, dacă aș fi găsit, de exemplu, un 12% total armor, mi-aș fi pus acolo și aș fi avut un pic mai mult armor. Pe mănuși folosesc mănușa asta de SMG, care nu este printre cele mai bune, doar pentru cele 3 roșii, pentru că pe total vesta are nevoie de 7 roșii ca să fie activă. Na. Celelalte piese nu am avut sau combinația care am făcut-o nu am avut și atunci folosesc, chiar dacă este de SMG, piesa asta având 3 roșii. Am un 4,5% critical eficiență, am un 9% assault rifle damage. Nu am încă, adică mai am două mănuși care aveau 11 și 12% assault rifle, dar alea sunt pentru alte build-uri. Dar de ce folosesc piesa asta? Pentru că am obliterate. Obliterate înseamnă îți distrugi armura adversarului tău, îți dă 30% critical hit damage pentru 15 secunde. Ceea ce iarăși ajută din gloanțele care ți le lovești, iarăși o să mai dă încă 30% ca acea gloanță să fie damage. Și tot damage-ul se adună. Din păcate, backpack-ul nu este cel mai bun. Asta este singurul care l-am găsit cumva să-mi combin acest build. Mi-am modificat 11% total armor, iar și dacă aș fi avut mai mult, aș modifica mai mult și cu 15% hardened, care îmi dă armură. Din păcate, on drop nu pot să-l folosesc și nici măcar nu pot să îl schimb, pentru că am pus deja 11% total armor. Dar pentru mine este ok. În clipul dinainte, din DZ, vedeți cât de, nu știu, zic eu că dau damage destul de bun și reușesc să fac față cât de cât. Dacă vin 2-3, aici 2 mai fac față, dacă vin deja 3-4 solo, este un pic cam dificil. Este un build care merge foarte bine în echipă.
Bun, folosesc Seeker Mine-ul ăsta, Explosive Seeker Mine, și am pus pe el Burn Strength și am un 106,1% skill haste. Folosesc distractivul ăsta, explosivul ăsta, doar pentru a-i scoate un pic din ritm. În momentul când îți pun ținta pe tine și vor să tragă, dacă le-ai dat o explozie și cu un pic de burn, îi poți încurca un pic, să-ți creeze iarăși un pic de avantaj, să tragi tu mai mult în el, să te ferești, să pui un medkit, ceva să-ți dai un avantaj. Poți folosi orice altceva, poți folosi și un cluster mine, dar ca PvP damage este un pic mai mic. Cooldown-ul nu este cel mai excelent. Poți folosi dronă, dar nu Striker Drone, ci Defender-ul, ai putea să-l folosești, da. Eu am încercat și pe mine, nu mă ajută prea mult. Și Chem Launcher, sau poți folosi, de exemplu, Stinger Hive-ul, care dă doar 16.000 damage pe mini-drona respectivă, sau cum se numește, dar să zicem că poți să-i încurci un pic mai mult și cu chestia asta. Dar în build-ul ăsta eu prefer healing și acest Seeker Mine. Ca stats, plus am uitat să zic, Measure-ul care este pe M4, unde îți dă 20% rate of fire la început, dar ai 15% damage mai puțin. Te ajută pentru că, oricum, având rate of fire mult mai puternic, îi dai mult mai multe gloanțe și iarăși damage-ul, să zicem că nu e început primul, că este cu 15% mai puțin. Următoarea jumătate de încărcător e 20% mai puțin rate of fire, dar e 30% total damage. Deci dacă tu îți nimerești ținta, indiferent cu care jumătate, adăugată cu ceea ce ați văzut până acum, îi dai damage. Allegro care cumva acoperă cât de cât acel minus de rate of fire în momentul când se duce în a doua jumătate de încărcător. Deci pierzi 20%, dar mai câștigi 10%. Așa, zic, ca teoretic, ca și PvP pe nemeni nu este enorm. Dar punând toate buff-urile, dacă prinzi toate buff-urile active, îi topește. Am 18% critical hit chance, 34% critical hit damage, 55% headshot damage. Am accuracy 10%, 20% stability, dar uitați, am 20% all weapon damage bonus și 39% survival bonus. Deci 59% plus adăugat celelalte buff-uri și mai am și 25% SMG bonus dacă cumva vreau să folosesc un SMG, deși este inutil în jocul ăsta în momentul de față. Hell damage 29%. Am acest Perfect Vigilance, Perfect Spotter, Obliterate Cloaked și Devastating, care sunt foarte bune, zic eu. 321% armură, health puțin, health regeneration iarăși puțin, deci nu este un build de supraviețuire, este un build de ai dat tare și ai fugit. Am 15% pulse resistance, bleed resistance, cam prea puține, astea nu prea sunt atât de importante. No, cam asta, ba nu, eu mai am a doua variantă cum îl folosesc acest build. Folosesc, de exemplu, doar o singură piesă de True Patriot, dar la fel am 3 roșii. Din punct de vedere al damage-ului, aici ar fi cu 5,5% damage mai mult decât cu Obliterate. Dar nu am Obliterate, nu am acel 3% critical hit damage. Cumva, mi-e mult mai ușor sau mi-e mai bine folosind Obliterate decât piesa asta. Dar așa, din punct de vedere damage, cu asta ar fi aproape, în loc de 59% ar fi doar la 64% weapon damage. Iarăși, build-ul este făcut pe damage. Dacă nimerești adversarul, pică. Mai greu, cu într-adevăr am dificultăți cu cei care au peste 500 de mii armură și știu să se miște și împotriva celor cu rifle build. Un rifle build mi-a tras două sau trei gloanțe și sunt pa. De acolo nu pot să stau face tank. Aici, să zicem că mai pot încerca un pic de face tank, dar cu un rifle build sau cu un shotgun build făcut foarte bine, sau poate eventual și cu un clutch build făcut foarte bine, cu aia am dificultăți. Da, este un build foarte amuzant de folosit, zic eu.
Na, atunci eu vă zic, vă mulțumesc și sper să vă placă build-ul.